Bună ziua, dragi telespectatori, vă salut cu drag de aici din platoul TV Cluj AM. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Clujul la zi, sportul clujan încotro. Astăzi, alături de mine în platou, avem invitați pe Pop Tania, campioană națională la natație, Mihnea Pop, campion național la natație și domnul antrenor Adrian Gherghel, antrenor Universitatea Cluj. Bună ziua și bine ați venit la noi în platou! Bună ziua! Bine ați venit, dragilor, aici alături de campioni. Atmosfera este una foarte bună, dragi prieteni. Cu această ocazie i-aș ruga pe fiecare dintre invitații mei să-și facă o scurtă prezentare, să-i cunoaștem mai bine. Te rog, Tania. Bună ziua, mă numesc Pop Tania Marina, sunt elevă în clasă, am terminat clasa a 5-a la Liceul Teoretic Avram Iancu și practic în notul de performanță. De la ce vârstă? De la vârsta de 6 ani, am început să învăț în not. Iar apoi m-a atras ce sport și îmi place. Mihnea, te rog. Bună ziua! Eu sunt Mihnea Andrei Pop, vin de la Clubul Universitatea Cluj-Napoca, sunt elev în clasa a 10-a, acum am terminat clasa 9-a și practic în notul de performanță. Și sunt multiplu campion național și recorder în mai multe procedee. De la ce vârstă ai început să practici în notul de performanță? De la vârsta de 4 ani. Dar în notul de performanță am început să-l practic la 5 ani. La 5 ani, felicitări! Domnule antrenor, vă rog! Da, numele meu este Gherghel Adrian, sunt antrenor la Universitatea Cluj și am ales această meserie în urmă cu aproape 3 decenii, deci am o anumită experiență în domeniul ăsta, pot să spun. Iar acum iată că ați ales să continuați această carieră sportivă, învățându-i și îndrumându-i, iată, pe sportivii noștri la un nivel, la un alt nivel, pot spune, la un nivel de performanță, nu de amatori. Da, avem o colaborare de câțiva ani, timp în care rezultatele au fost foarte bune, cu ambii sportivi, ambii frați, că sunt și frați, sunt în creștere ca și nivel de performanță și tindem spre rezultate cât mai bune în următorul ciclu olimpic. Ce realizări aveți, iată, până la această vârstă fragedă, aș putea spune, da, dintre voi? Anul acesta sunt campioană națională și vice-campioană națională, campioană națională în proba de 100 de metri braz și vice-campioană națională în proba de 50 de metri braz. Iar și anul trecut am fost tot așa, campioană națională și vice-campioană națională. Și am reușit să bat un record național în iarnă. Mă mențin și am visul olimpic, ca și orice sportiv. Felicitări, iată! Obiectivul meu pe anul acesta a fost îndeplinit. A fost cel de a participa la campionatul european de juniori, desfășurat în Lituania, la Vilnius, unde am reușit să-mi creez o experiență foarte frumoasă, mai ales că a fost prima dată când am ieșit cu lotul și a fost un moment extraordinar pentru mine. Domnule antrenor, mai vor copiii în ziua de astăzi să urmeze, iată, notul de performanță sau mulți dintre ei rămân la stadiul de amatori, învață la piscine, strictul necesar, să se descurce? Da, din păcate copiii ca și Tania și Mihnea sunt din ce în ce mai rari, pentru că notul este un sport greu, un sport care cere foarte mult sacrificiu, un sport care presupune multe ore petrecute în apă, și nu numai în apă, ci cu capul în apă, ceea ce creează un disconfort majorității copilor. De aia ei sunt așa special și îi felicit că au reușit să aleagă această cale care, cu siguranță, datorită perseverențelor, o să le aducă și rezultate. Ei sunt, la ora asta, unii dintre cei mai buni sportivi din România, unii dintre cei mai talentați. Așa că putem spune că, da, sunt pe un trend ascendent și se pare că s-au delimitat clar de marea majoritate a sportivilor sau potențialul înotător care își doresc să învețe să noate. Ce contează mai mult? Munca, talentul la un sportiv de performanță? Iată cum sunt prețelul. La experiența mea pot să spun că talentul are un procent semnificativ, dar fără muncă nu poate fi pus în evidență.
Ambii sunt talentați, dar munca lor este foarte, foarte bine gândită și sunt foarte dedicați în acest sens. Depun efort uriaș, încep antrenamentele de la 6 dimineața, deci nu oricine are dispoziția asta, plus că au deplasări foarte multe la concursuri sau în concursuri în afară. Mai fac efort de a veni aproape în fiecare weekend la Baia Mare pentru diferite testări și a participa la antrenamente cu grupa mea de performanță pe care o antrenez la Baia Mare. Deci dumneavoastră antrenați la Baia Mare și veniți ocazional la Cluj, pentru că la Cluj știm cu toții că nu sunt bazine. Nu vin ocazional, nu prea vin la bazine. Avem șansa să dezvoltăm... Noi mergem în Baia Mare să ne antrenăm, nu domnul antrenor. Vine Cluj. Noi mergem la el. E paradoxal că în Cluj aveți vreo 3 bazine totuși. Capitala sportului, nu-i așa? Organizator de diferite competiții internaționale. Dacă ne limităm la o definiție abstractă a sportului și ne gândim doar la fotbal și mai nou la basket, că aveți echipă de basket, din ce știu eu, UBT Cluj, care are performanțe, atunci da, asta e sportul în Cluj. În notul se pare că majoritatea sportivilor trebuie să fie legitimați la alte cluburi. Sunt foarte mulți sportivi din Cluj care sunt legitimați la diferite cluburi, București, în Constanța, sportivi buni. Deci pepinierea e grozavă aici în Cluj, dar din păcate climatul pentru acest sport nu este ok. De ce credeți dumneavoastră că nu se investește, nu se dorește, iată, să creăm un cadru propice pentru acești tineri, să nu mai fie nevoit să plece din Cluj la alte cluburi? Acum aș duce un pic ideea mai departe. Odată cu apariția lui David Popovici ne-am gândit noi așa ca antrenor și ca sportiv, că poate notul va avea o expunere mult mai mare și se va crea o emulație mult mai mare în jurul acestui sport, dar din păcate nu. Eu personal, eu nu văd nicio schimbare în bine în acest sens. N-aș putea să spun de ce concret nu-i scos în față acest sport, pentru că este un sport care, indiferent sub ce formă practici, de performanță sau pur și simplu pentru sănătate, este un sport care îți creează niște aptitudini, îți creează niște deprinderi și, pe de altă parte, îți dă posibilitatea de a te relaxa. Cu toții mergem la mare, cu toții iubim apa, mergem la lacuri de munte, la râuri. Deci cam toată lumea ar trebui să știe să noate. Vedem și în alte țări, cum este Ungaria, încă din clasele primare, materia notul, nu așa, este obligatorie. Da, în clasele a întâia și a doua, din ce știu, este un program impus de guvernul maghiar, care probabil că se preocupă în mod deosebit de sănătatea tinerilor, ceea ce nu putem să spunem și despre România, pentru că în România procentul de obezitate la nivel infantil e foarte mare. Și unul dintre rolurile notului este de a menține greutatea corporală la un nivel normal. Nu știm de ce guvernul României sau autoritățile, nu neapărat, că undeva trebuie să se înceapă cu un proiect pilot. De ce nu Cluj? Noi am încercat în Baia Mare, dar din păcate la momentul când am încercat să facem un proiect de genul ăsta, ne-am lovit de tot felul de hârtii și de birocrație, s-au aruncat responsabilitățile între autorități, nu o să intru în amănunte că nu, încă în România funcționează chestia aia, dacă spui ceva poate fi folosit împotriva ta, așa că nu o să mă aventurez. Și în România există o bază de natație, un bazin, nu știu. Dacă vă referiți la numărul de bazine existente în România... Un bazin decent, să spun. Da, sunt bazine decente, din păcate nu sunt neapărat funcționale, adică gen bazinul din Otopeni. Ăla este unul dintre cele mai frumoase bazine în care am fost în toată cariera mea de antrenor. Și n-am fost în puține bazine, dar locul unde a fost construit, adică la Otopeni, într-o periferie a orașului Otopeni, pe varianta Bucureștiului, nu oferă posibilitatea. Da, nu este accesibil. N-ai o linie de tramvai, n-ai o linie de metro, efectiv trebuie să te duci tu acolo. În rest, bazinele vechi, cum sunt construite și la aici, la Cluj și la Baia Mare, fost făcute pe stilul vechi, nu mai corespund din toate punctele de vedere pentru una alta performanță, deci putem să spunem că sunt ușor depășite. Mai avem câteva bazine în Brașov care
cel mai bun caz poate să fie folosit pentru antrenamente și competiții foarte mici. Acum, recent am fost la Târgu Mureș, iarăși un bazin cât de cât rezonabil, dar nu poate să... în acel bazin nu se pot ține competiții majore, pentru că nu corespunde ca și volum mare vreo 500 de locuri pentru sportivi și eventuali spectatori. Deci, în majoritatea concursurilor sunteți nevoiți să mergeți în alte țări, nu? Pentru deplasare, da, pentru Ungaria, țări care organizează astfel de competiții. Ungaria, după cum ați pomenit, au un sistem foarte bun, au bazine foarte, foarte multe. Numai în Budapesta sunt minim 12 bazine olimpice. Budapesta, mă refer în centrul Budapestei, periferia deja nu mai numărăm. Nu există localitate în Budapest, în Ungaria, care să nu aibă bazin de not. Școală, licee sportive, program pentru așa ceva. Noi sperăm că în viitor o să reușim să așteptăm ca David Popovici acum să aducă două medalii de aur și să ne mai putem alimenta din toată treaba asta. Paradoxal la ce situație are notul, nu așa, în România, să mai avem și pretenții, să fim... Să așteptăm medalii, să îl și acuzăm în caz că nu câștigă, dar noi practic cu ce venim? Din păcate, lipsa de strategie în domeniul ăsta al natației ne duce doar spre excepții. David Popovici este o excepție, acum câțiva ani Glință era o excepție, notătorii din ciclurile olimpice 90-2004 sunt excepții. Noi nu avem o strategie. În Ungaria au avut echipă serioasă care a dominat 20 de ani natația mondială. Nu vorbim natație de Balcani, de europene, mondială. Pentru că au avut o strategie. La noi este un haos total. Mergem la nimereală. Anul ăsta finanțăm pe X că a mers bine la un concurs și vezi, Doamne, că are potențial. Dacă la anul mai înoată bine, dacă nu, îl luăm pe următorul și tot așa. Începem și nu terminăm lucrurile. Este un plan bine stabilit, o strategie pe termen lung, o susținere financiară, o federație care să aloce fonduri, susținere? Păi există o susținere financiară exact numai pentru vârfuri. Ori vârfurile nu au nevoie neapărat de susținerea asta financiară, pentru că odată ce ai imagine poți să atragi lângă tine niște sponsori. Adevărata susținere financiară trebuie să se facă în pregătirea lor, adică în oferirea de spațiu de antrenament la costuri rezonabile. Am înțeles, nu știu sigur, că aici la Cluj e 3 milioane culoare o oră, e o sumă exorbitantă. În Luxemburg e 1 euro pe oră culoarul și vorbim de Luxemburg. Asta deja e îngrădirea oportunităților. Așa este. Din start descurajăm orice părinte care ar vrea să-și ducă copilul la not, dar din păcate cu salariile din România nu mulți, iată, acum, și în Cluj e bine, își permit ca să ducă copilul undeva la stat și nu la privat. Paradoxal, în România s-au dezvoltat foarte mult cluburile private, să știți, pentru că au înțeles de câțiva ani că să aștepți ca statul să se întindă mâna este o pierdere de vreme. Am observat că în fotbal se fac de asemenea foarte multe investiții, toată lumea pulsează la sponsor, dar celelalte sporturi, la fel de importante sau poate și mai importante, iată câte beneficii oferă în notul sănătății minții și a trupului, atât la copii cât și la adulți. În notul poate fi practicat așa la orice vârstă, nu are limită ca și celelalte sporturi. Absolut. Păi nu de mult aveați o campioană mondială de aici, din Cluj, la 80 ceva de ani. Așa este. Dar pe lângă asta, pe lângă faptul că menține o minte sănătoasă, un corp sănătos, poate să și repare. Adică dacă sunt probleme cu coloana, cu motrice, terapie. Da, notul este și terapeutic și ajută. Tocmai din acest punct de vedere ar trebui mai multă atenție acordată, iată, acestui sport. Dar copiii nu se lasă, nu-i așa, sunt perseverenți, în ciuda condițiilor. Da. Niciodată nu ne lăsăm, pentru că știm unde ne dorim să ajungem și ne dorim să ne împlinim visele. Visul vostru acum este o medalie olimpică, nu-i așa? Da. Prima dată participarea și după aia medalia. Sau de ce nu participarea, așa dată cu participarea să vină și medalia. Da, corect. Acela e visul cel mai mare. Care considerați că este cheia succesului? Da. Multă muncă. Multă muncă. Da. Cum se desfășoară o zi, iată, din viața voastră? Zicea domnul antrenor că mergeți la antrenament de la 6 dimineața, pe când alți copii abia se trezesc pe la ora 9 sau stau cu tableta sau... Iată, voi vă sacrificați, practic, și să vă îndeplinim acest vis. Păi nu mai avem timp de
telefoane, de social media, nu avem timp de partea asta. Trebuie să sacrificăm unele chestii pentru a putea să avem performanță. Aveți și susținerea familiei, nu-i așa, da, da. Profesorilor? Susținerea cea mai importantă. Și profesorii, dar și mai și sunt financiară. Și unii care nu. Da. Cine zice că nu se poate face școală dacă e sportiv? Greșește. Cum vă descurcați la școală? Iată, bine. Foarte bine. Eu am încheiat anul acesta clasa a 5-a cu media 9,94, primul 2. Și am încheiat anul acesta cu 9,56 la Liceul Victor Babeș, din Cluj, pe profilul de științe ale naturii. Felicitări! Mulțumesc! În ciuda faptului că, iată, vă dedicați mare parte din zi și din timp la bazin, da, antrenamentelor acolo. Da, muncim mult și la școală. Da. Munciți și la școală și acasă. Nu vrem să ne lăsăm. Acesta este, dragi prieteni, un îndemn, iată, un motto. Îi văd pe acești copii și îi compar cu David Popovici, care, iată, e un fenomen în generația voastră, generația tânără. Este un exemplu pentru noi. Este un exemplu, este, da, un model de urmat și tocmai pentru acest fapt, cred că tinerii mai reconsideră, nu-i așa, poziția, să opteze între fotbal sau not. Îl văd pe David Popovici acolo sus, care și el, cum spunea domnul antrenor, are posibilitatea să meargă în diferite, are oferte în diferite țări, dar alege să rămână în țară, da, cu speranța că totul se va schimba ceva datorită performanțelor lui. Da. Spunea într-un interviu recent că nu dorește să părăsească țara și continuă. Dar e și mai greu afară, pentru că afară nu ai, cum să zic, susținerea familiei, care e susținerea familiei cea mai importantă pentru un sportiv, după părerea mea. Când simțiți asta? Când sunteți departe de casă la... Da, da. Deplasări. La deplasări părinții reușesc să vină cu noi. Tot timpul sunt, da, prezenți, da, părinții alături de voi. Da. Da. Felicitări pentru asta și pentru că vă susțin, iată, și investesc în, da, campion. Da. Da. Meritați toată stima, toată lauda. Mulțumim. Și sperăm ca mulți copii să vă urmeze exemplu. Deși ați văzut că sunt diferite provocări la aceste vârste, ieșiri. Da, corect. În cluburi și alte preocupări mai puțin. Da. Care nu trebuie povestite aici. Cum faceți față, iată, să vă abțineți, să vă... Păi, cel mai important e că nu avem atâta timp să vedem toate chestiile astea și prietenii noștri, avem un grup care fac sport. Majoritatea dintre prietenii noștri fac sport. Atunci nu... Vă sună un prieten, un coleg, hai, da, da, chef, nu știu unde, hai la ziua... Da, și dacă știm, dacă stăm cu persoane care fac același sport sau sporturi asemănătoare, cum ar fi fotbalul, basket, volei, atunci nu avem, nu mergem sau așa la chefuri, la... în bar, în club, ce ai. Pentru că a doua zi e greu, nu-i așa, să începe, da, antrenamentul. Și dimineața ne trezim la ora 5, în fiecare dimineață. Da. Și suntem ambițioși și știm ce ne dorim. Și atunci nu se pune atunci problema. Și cu siguranță rezultatele nu, da, încetează să apară. La, da, ce ambiție și determinare văd cu siguranță cât de curând va fi și acea medalie mult dorită și multe altele pe lângă ele. Domnule antrenor, știu că ați practicat notul de performanță. Ați continuat să antrenați. Ce este mai dificil din punct de dumneavoastră de vedere? Cariera de sportiv de performanță, da, sau cariera de antrenor? Care, nu vreau să-i dezamăgesc pe aveți? Tania și pe Mihnea, dar faptul că, adică, ei au o singură problemă de rezolvat zilnic, este foarte greu ceea ce fac. Le doresc la un moment dat să fie și ei antrenori, pentru că una este să ai tu emoțiile tale și una este să ai emoții pentru toți sportivii pe care îi antrenezi. Una este să ai preocuparea de a scoate cei mai buni din fiecare sportiv, pentru că fiecare sportiv are o dezvoltare specifică. Nu poți să faci același lucru cu toată lumea, trebuie să fii cât mai atent la detaliile astea. Dar din punctul meu de vedere, cel puțin al emoțiilor care le ai la fiecare competiție, da, ca și antrenor e mult mai greu. Pentru că trebuie să gestionezi și emoțiile. În primul rând, pentru că nu poți să stăpânești mintea psihologă. Da, mintea sportivului și de cele mai multe ori se întâmplă ca planul tău să nu coincidă cu planul sportivului și atunci un pic se schimbă lucrurile. Dar încet și cu multă experiență împreună e posibil să ne cunoaștem mult mai bine și să ajunge la nivelul ăla la care să comunici cu sportivul efectiv printr-o privire, printr-un gest și el să înțeleagă ce vrei. Dar asta nu se întâmplă tuturor. Ziceam, Mihnea, de colegi, de sportivi, de anturaje.
Să nu vă imaginați că în sportul de performanță nu există anturaj, adică și absolut. Recent am fost la concurs la Cupa României, 90% din sportivii din natație românească, ok, apreciem că fac sport pentru sacrificiul lor, dar scopul lor nu este de a face sport de performanță. După o anumită vârstă văd că au foarte multe alte preocupări, ceea ce îi depărtează foarte mult de performanță. Eu, la momentul ăsta, și sper să rămână și în timp la fel de focusați pe ceea ce își doresc, au calitatea de a se concentra exclusiv pe viața sportivă. Dacă vor reuși în timp să rămână exclusiv pe treaba asta, nu au decât de câștigat. Așa este, pentru că este nevoie și de timp, nu e așa, foarte mult timp pentru a pregăti un campion. Nu vin rezultatele de pe o zi pe alta. Ar fi așa de frumos. Să ne trezim toți dimineața și să mergem la bazin, să zicem astăzi vreau să fiu campion mondial și la final să-mi iau medalie. Ar fi extraordinar. Se oprească ceasul mai repede. Are în spate mulți ani de muncă, iată, sacrificii enorme pentru acea medalie care e câștigată cu greu și cu... De-aia destinația finală, medalia olimpică, pentru că nu cred că este vreun sportiv care... Începe un sport să nu se viseze acolo. Nivelul maxim al carierei, practic. Da. De-aia este foarte departe pentru unii și pentru unii care nu reușesc să ajungă acolo, dar cursa este foarte frumoasă până la ajunge la nivelul ăla, chiar dacă nu ajungi la medalii. Este o cursă plăcută, este o cursă care te motivează și senzația de a fi la Olimpiadă este... nici nu se poate descrie în cuvinte. O să vedem zilele astea că începe Olimpiada și o să vedem fiecare sportiv român dacă o să reușească să își îndeplinească visul sau dacă va ști să concretizeze șansa, pentru că mulți dintre sportivii care ajung la Olimpiada nu reușesc să bifeze și o a doua Olimpiadă. Deci, de cele mai multe ori este o șansă unică, da. Și să nu uităm că noi concurăm din România, unde ați zis că bazinele lipsesc cu dezăvârșire, ne comparăm cu țările lumii, cu Australia, cu țări de top, la care notul este obligatoriu, iată, Ungaria. Și noi avem, practic, aceleași realizări sau aceleași așteptări de la egal la egal, în ciuda faptului că infrastructura și susținerea lasă de dorit. Cum a fost perioada pandemică, iată, pentru pregătiri, pentru antrenamente? La noi, la Baia Mare, a fost bazinul deschis, pentru că ordinul de ministru de la vremea respectivă, ordinele comune ale tuturor celor implicați, au dat voie să se facă sport în anumite condiții. Noi am avut norocul ca directorul Complexului Național la Scărpană să fi înțeles că sportul, cel puțin în notul, nu se poate opri doar pentru că nu vrem să se întâmplă niște lucruri și nu s-au întâmplat. Am avut grijă cu toți, am respectat normele igienice, n-am înțeles de ce în Cluj nu s-a putut la vremea respectivă să funcționeze niciun bazin. Drept urmare, Mihnea și Cutania veneau destul de des la Baia Mare. Făceam naveta și... Da. Datorită pandemiei am ajuns noi în Baia. Am ajuns la domnul Adrian și am început colaborarea cu el. Totul se întâmplă cu un scop, iată, da. Tot răul spre bine, nu-i așa? Da. Am rămas fără antrenor, fără bazin, nu aveam... Aici ne-am antrenat într-o piscină de 18 metri. După 3 luni în care a stat pe tușă, n-am mutat deloc. A stat afară și a trebuit să căutăm o soluție, să vedem ce facem. Că eu nu acceptam să mă las de acest sport frumos și a trebuit să găsim o soluție. Și Baia Mare a fost cea mai aproape din toate din România. Și ați ales să faceți, nu-i așa, deplasări, naveta? Da. Pe școală online. Pentru mine, acela n-a fost de pauză, dar în schimb Mihnea s-a antrenat singură. Era și mai mare și ambițios și eu eram destul de mică și atunci pentru mine a fost pauză o perioadă. Până am început să mergem la Baia Mare, apoi s-au redeschis bazinele și am continuat. După un an de zile în care a făcut naveta. Da, a fost foarte greu și costisitor totodată, cheltuieli, deplasări. Da, pentru părinți. Și am avut noroc că am avut sponsori. Că dacă nu aveam sponsor, nu reușeam. Așa este. Da, mama lor este foarte implicată, ambii părinți, dar în special mama se îngrijește să nu le lipsească absolut nimic.
E mare lucru să ai părinți așa devotați, dedicați și dispuși și atât, să investească, să fie alături, să... Să reușească să facă tot posibilul ca să nu le lipsească nimic și cred că lor nu le-a lipsit nimic. De-aia, de cele mai multe ori, chiar dacă fizic le era greu, datorită sprijinului părinților, reușeau să treacă mult mai ușor peste orice piedică. Da. O țară întreagă este mândră de voi, copii, mai ales atunci când sunteți pe podium și se cântă imnul, dar iată câte sacrificii, nu? Stau la bază și toată lumea își asumă medalile când vorba aceea este doar familia și domnul antrenor și, bineînțeles, da, voi, care sunteți acolo direct implicați, cu susținere și cu... Nu vrem să minimalizăm nici ajutorul clubului, pentru că și clubul, da, Universitatea Cluj își face datoria asigurându-le partea de participări la competiții și mai nou și pregătirea. Pentru că a fost o perioadă în care nu li s-a asigurat nici pregătirea și trebuia să... Practic pe cont propriu. Da. Toată performanța aceasta pentru țară, pentru întreaga lume, de fapt. Lor aici în Cluj le-a fost mai greu. În alte părți, din punctul ăsta de vedere, a fost mai ușor. Ei au trebuit să convingă conducerea clubului că sunt oameni de valoare și că merită să se investească în ei. Sperăm de acum să fie mult mai ușor. Și să vină și alți sponsori alături de voi, pentru că, iată, demonstrați că puteți, demonstrați că ați reușit și cu siguranță și în continuare veți continua pe același drum. Da. Și nu vă veți opri până nu obțineți măcar o medalie olimpică. Nu-i așa? Da. Cum vă văd colegii? Cum se comportă cu voi? Sunteți campioni naționali, mândri de voi. Da. Nu ești prea convins. Depinde. Adică nu e așa mare. Voi sunteți modești la valoarea pe care o aveți. Nu vrem să ne comportăm, să fim superior lor sau ceva. Noi acolo mergem la școală împreună. Noi suntem aceiași elevi, tot elevi suntem. Noi facem ceva diferit față de ei. Da? Noi la școală suntem elevi. Nu vreau să fiu tratat special pentru că fac un sport sau așa. Dar mai am câteva probleme, adică probleme. Când se mai întâmplă la școală în care, când fac sport, este o problemă pentru unii oameni. Și sunt taxat. Când întârzi la prima oră, cam de la 6 la 8 antrenament, primele 30 de minute le pierd pe drum, că e traficul din Cluj, și mai sunt taxat. Ajung la și 40 în clasă 10 minute, s-a ascultat din prima lecție. Da, nu se întâmplă. Nu e problemă, că eu mi-învăț. Oricum, tu ai demonstrat așa este că poți, cu note foarte mari, ați terminat amândoi, faceți față, rezistați. Da. Bravo, copii. Păcat că, iată, un campion nu este tratat în țara noastră la adevărata lui valoare. Susținut, apreciat, remunerat, corespunzător. La fel cum cred că se întâmplă și cu antrenorul, nu-i așa? Da, aici ați atins o coadă foarte sensibilă și nu... Eu sunt profesor, de fapt sunt profesor la Liceul Coronel Sportiv din Baia Mare. Dacă tot a atins Mihnea treaba cu subiectul cu cartea și cu profesorii, da, într-adevăr sunt unii profesori care încă mai au puțin reminiscențe din fosta Republica Comunistă România și nu înțeleg că sportivii, dacă își doresc să facă școala la un liceu sau o școală de prestigiu, trebuie să fie acceptați. Este acum acceptăm și pe alți copii care sunt mai speciali. Nu în sensul că nu sunt neputincioși. Ei sunt copii foarte capabili, pentru că niciodată nu se întâlniți un sportiv de valoare care să nu fie inteligent. Nu există așa ceva. Poate cu mici excepții. Și sacrificiile lor ar trebui apreciate la valoarea lor. Cât despre partea de premier și ce se întâmplă când ai o performanță, aici, din păcate, totul e cumva stabilit de legile din România. Adică există un HG care prevede niște premieri, niște valori ale premierilor care ulterior, la final, se spune se pot da în cuantumul acesta. Adică acel se poate acorda premierea, lasă loc de interpretare. Și atunci... Cât, dacă ne puteți spune, cât li s-a acordat acestor doi campioni la
obținerea medaliei de campion național? N-aș putea să vă spun exact, pentru Tania sigur nu primește pentru că este prea mică. Așa se spune. Este și o anumită limită, făcută legea anume să nu te încadrezi cumva. În alți sportivi de vârsta noastră, și adică de vârsta ei, de la alte cluburi din București, primesc. Se găsesc modalități. Nu. Pe țară, dar totuși sunt datorită formulării acelei legi, se interpreta, poate să-ți dea sau poate să nu-ți dea. Depinde de conducătorul de club, dacă are aplecare spre sportivii care sunt mai tineri, în care se poate investi, pentru că e o investiție. Niciodată orice investiție are, poate să fie bună sau poate să nu fie bună. Adică poate să ai o finalitate, poate să n-ai o finalitate. Depinde de tine dacă alegi să investești. Nu poți să aștepți să investești după ce ai un campion național. Până acolo trebuie să investești, după aceea lucrurile merg de la sine. Așa este. Ca și conducător de club, ai în mână bugetul, hotărăști unde și ce și cum investești. Eu, dacă aș fi conducător de club, aș investi mult mai mult în not. Pentru că are o acoperire mult mai mare, chiar dacă nu mediatică, la nivel de România sunt mult mai mulți practicanți de not decât în alte sporturi care au vizibilitate mult mai mare. Și vorbim aici de copii români. Nu vorbim de echipe cu jucători străini, din alte țări, din toate continentele, da. Nu vorbim de alte sporturi unde am importat din alte națiuni ca să ajungem, luați exemplu, atletismul. Avem Camil Rămânez care reprezintă România. Pe de o parte, asta înseamnă, mă gândesc, și globalizarea sportului, dar pe de altă parte, cred că mai sunt copii și până Munții Apuseni și pe la Sighetul Marmației, pe la Ruscova, pe nu știu unde, care mai pot vâsli, mai pot alerga, mai pot face un judo corect sau, nu știu, orice vreți. Eu de cred că acolo trebuie lucrat, nu trebuie să cumpărăm campioni olimpici, că aia deja e... intră în apanajul miliardarilor și noi nu suntem miliardari. Practic, problema s-ar rezolva de la rădăcină, cu un plan bine pus la punct. Absolut. O strategie pe termen lung. Ar trebui formați de mici acești campioni, pentru că, iată, parcursul e lung. Problema cu strategiile este că se schimbă de la o guvernare la alta și la noi guvernările sunt foarte dese. Așa este, și nu este o stabilitate, o continuitate, începe o conducere, un proiect, îl și fiecare vine cu strategia lui, pentru că fiecare vede altfel lucrurile sau, dacă nu vede altfel, măcar să schimbe puțin ceea ce a făcut celălalt, chiar dacă este bine. Poate, de exemplu, învățământului. Avem în câți ani de democrație vreo 40 de miniștri. De unde să avem o strategie? La sport e la fel. De unde să avem o strategie? La ora asta nici nu avem minister la sport, avem o agenție națională care e ca un apendice pe lângă guvern, acolo țopăie și agenția noastră. Deci nu aveți cui să vă adresați, în definitiv. Nu... Ba da, dar nu trebuie să nici să răspundă. Nu e obligatoriu. Și din păcate, cei care suferă, iată, sunt copii, da. Sunt viitorul. Da, și părinții alături de ei, pentru că n-au și oportunitatea. Și toată cheltuiala cade în spinarea părinților, să zic așa. Da. Sponsorilor care acceptă, iată, să, cum ai zis dumneavoastră, că e la risc cumva, aleg sau nu aleg să investesc, să risc pentru un anumit sportiv, ca și o garanție, dar după ce vin anumite rezultate, apoi se înghesuie tot și toți vor să fie toți vor la poză. Da, da. La poză, da. O să vedeți foarte mulți la poză și când îi întreb despre... Cu ce au contribuit ei sau... Se ducă mai un pic în spate. Da. Mai dispar în poză. Așa este. Cred că trebuie investit, pentru că părinții, nu toți au oportunitatea de a avea foarte mulți bani și atunci trebuie cumva gândit să fie un acces pentru toată lumea, pentru sport, indiferent de care, nu vorbim numai de not, oricare dintre sporturile trebuie să aibă un început care să fie favorabil lor. Și aici intervine mâna statului, părerea mea. Ei trebuie să vină în sprijinul părinților și a copiilor să le creeze oportunitatea de a face sport și automat, când ai o bază a piramide performanței largă, poți să te aștepți ca și vârful să fie mult, mult mai dens decât e la ora asta. Nu, să nu fie chiar așa de ascuțit. Să fie un pic mai deschis. Spuneam la începutul emisiunii că dezvoltăm un pic capitolul acesta cu
competițiile cu vârsta de participare, categoriile, stilurile de not. Ne răspundeți un pic în ce constă, iată, pentru publicul de acasă. În speranța că mulți părinți își vor aduce copiii la bazinele de not, dar sub îndrumarea unui profesor antrenor, nu a unui amator, așa cum spuneam inițial, pentru că e foarte important să știi o mișcare corectă, nu-i așa? Să absolut. Știi, mișcarea corectă și teorie și practică. Îți oferă confort și îți oferă o relaxare, pe când dacă faci mișcări incorrecte, nu știi să respiri, vorbim acum de not, da? Nu știi să faci o respirație corectă, te agiți în apă, nu ai momentul de relaxare, o să renunți foarte rapid până și la notul, dacă mergi la un ștrean, te renunți repede. Dacă înveți să noți corect, atunci ai altceva. O să vă vorbesc, dacă îmi permit, sportivii să vorbesc despre procedee de not. Sunt 4 procedee ca număr. Fluture, spate, braț, crawl. Asta e traducerea în limba română. Proba combinată care este de mixt. Acum să vă spun, Tania este la momentul ăsta specialistă pe braț, pe procedeul braț. Eu sper ca pe viitor să atingă și celelalte procedee la același nivel la care notă brațul. Mihnea este specialist pe fluture, procedeul fluture și spate, dar are calități și la celelalte procedee. Și practic sunt niște sportivi polivalenți, doar că problema este că va trebui cumva să ne începem să ne specializăm pe un singur procedeu sau pe unul sau două pe anumite distanțe ca să putem atinge nivelul de potențial maxim. Unde vă antrenați în acest moment și unde să vă găsească lumea, să vă caute, să vă găsească? Pe mine și pe Tania îi găsiți din august, când o să rea antrenamentele suntem în cantonament acum. Da, acum suntem în cantonament la Albac, la relaxare, un cantonament de în care îmbinăm utilul cu plăcută, ne mai spălăm ochii cu verdeața din pădure, mai oxigen, la soare, că după cum vedeți nu prea zbronzat, a stat foarte mult în apă. Da. Așa. Și din august o să-i găsiți la bazinul Babeș. Da, bine zic. La Universitas, în Parcul Babeș. Și în weekenduri sper să îi vedeți la Baia Mare, cei care doriți. Alături de ceilalți sportivi, eu voi fi mult. Eu aici la Cluj nu prea am avut nici acces, dar nici n-am venit la antrenamente, pentru că este Andrei aici care se ocupă de pregătirea lor. Adică, din păcate, acum n-a putut să fie aici, are un alt program. Andrei Pleșa este un fost sportiv de-al meu care a îmbrățișat meseria de antrenor. Sper să îi placă până la final, pentru că și la antrenorii, adică mulți poate să devină antrenori, dar puțini sunt cei aleși care au nervi și răbdare și tactul care pentru a reuși să ajungă la performanță. Spuneați de tot felul de antrenori, da, într-adevăr, la în România, piscine, la privați, mai ales la mall-uri, din păcate nici această situație nu este reglementată pe lângă alte multe situații în România cu profesorii, așa zis și antrenori, instructori care au acces în bazin și îți dai copilul pe mâna lor. Și bagă câte 15 copii în bazin, îi lasă acolo, nu se aia nici n-ar fi o problemă, felul în care se ocupă de copii este problema, pentru că n-au cum să se ocupe corect de copii dacă ei nu provin din mediul natației, n-au făcut o școală în sensul ăsta. E foarte greu. Și recomand, dacă se poate, pe viitor, toate piscinile și toți cei care administrează bazine de not să fie un pic mai atenți la oamenii pe care îi lasă în bazin să învețe copiii să noate, pentru că întâmplarea poate să ajungă un viitor Phelps pe mâna unui neavizat și să îl pierdem. Deci în bazine ar trebui să fie exclusiv profesori și antrenori care au studii în sensul ăsta. Au realizat foarte mulți din foarte multe domenii de activitate, că foarte multe persoane, că notul sau inițierea în not poate să le aducă un venit suplimentar. Aș vrea să înțeleagă lumea că notul nu este taximetrie, adică dacă știi să conduci, nu poți să fii taximetru, dar poate nu de aceeași calitate, exact cum e și cu notul ăsta. Dacă nu ai făcut, n-ai simțit, n-ai făcut studii, niciodată nu vei fi antrenor de not de calitate, dar absolut niciodată, orice.
oricine ar zice altceva. Așa este. Copii, ca așa vă zic. Dacă aveți o amintire plăcută, nu știu, din cantonamentele, din delegațiile, din țările unde ați avut deplasări, ne împărtășiți. Vrei să zici, Tania? Ce v-a plăcut în alte țări? Ce v-ați dori să fie și aici la Cluj? Păi, cel mai important ar vrea să fie apropiat. Să avem și noi un bazin în care se pot ține competiții mari, cum ar fi europene, mondiale, poate chiar și olimpiadă, dacă se ajunge până acolo. Asta ar fi cea mai mare dorință, să zic așa, pentru toți sportivii care fac, pentru toți notătorii acestei țări. Și o amintire frumoasă ar fi când mă duc la concursuri în afară, pentru că văd cum arată bazinele de acolo și cum arată cele din România. Și ați dori, iată, să se organizeze la noi acasă, nu-i așa, competiții de anvergura respectivă, de nivelul sau acela. Chiar și inclus să se țină campionat național, mi-aș dori. Nu să tot mergem până în București 8 ore sau până în Târgu Mureș sau Brașov, ca să facem, să notăm și noi. Că e obositor drumul. Să vină și ei, să fie și ei obosiți, nu numai noi. Tania, te rog. Cred că pentru acasă, pentru Cluj, ne-am dorit un bazin în care să se poată ține măcar competiții naționale și alte competiții, deoarece în Cluj nu se simt niciun fel de competiții în acest sport și să se investească în el. Să investească, pentru că, din păcate, voi, în calitate de campion național, sunteți nevoiți, iată, să mergeți în diverse județe, inclusiv pentru antrenamente, da. Ceea ce este un cost, o oboseală, nu așa, da. În plus. Eu personal n-am prins niciun campionat național, nici ca sportiv, nici ca și antrenor aici în Cluj. Deși Cluj a dat foarte mulți notători de calitate și la ora asta sunt foarte mulți, după cum vă spuneam, plecați la diferite, legitimați la diferite cluburi. Și cu toate acestea nu se ia nicio decizie, nicio atitudine. Nu. Mă repet, avem mari speranțe după olimpiada asta să se creeze o emulație în acest sens. Și măcar la nivel local, Clujul poate să fie un oraș pilot pentru genul ăsta de strategii, să introducă obligativitatea sportului, adică notului în clasele din ciclu primar, creând oportunități de descoperire a viitorului campion. Sau măcar după 2 ani de not, copiii ăia să fie sigur că dacă se aruncă într-o gârlă nu se neacă și să evităm lucruri neplăcute. Tania, te rog să le adresezi un mesaj copiilor care se uită la noi împreună cu părinții. De ce să vină la cursurile de not? Care sunt beneficiile pentru vârsta lor? Notul este foarte sănătos și te ajută la dezvoltarea musculară și la problemele în corp care pot apărea sau anumite afecțiuni și este și un sport care sunt sigură că multor copii le-ar place și sentimentul să stai în apă e foarte relaxant și mie îmi place foarte mult. Mihnea, te rog. Eu vă îndrum să mergeți la acest sport pentru că este unul extraordinar care mie mi-a făcut copilăria și viața care am trăit-o până acum extraordinară. Și tot ce poți să înveți în acest sport, de la disciplină, muncă, tot, îl înveți doar de aici. E extraordinar ce poți să descoperi în acest sport. Domnule antrenor, dacă doriți să mai adăugați ceva acum pe final de emisiune, vă rog. Aș vrea să le urez ambilor sportivi și de asemenea și celorlalți sportivi pe care îi antrenez eu mult succes. Și să vă mulțumim dumneavoastră pentru aplecarea spre performanțele lor și spre sportul în not, sportul, disciplina în not în orașul Cluj. Sperăm și pe viitor să fiți alături de ei în evidențierea rezultatelor lor. Și cam asta e. Faceți în not, învățați să notați pentru a vă simți cât mai bine pentru a vă depăși temerile, pentru că nu e așa și în notul este și o probă de curaj pentru foarte mulți dintre copii și de părinți, în special pentru părinți, mai ales la vârsta inițierii în not. Așa este. Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Clujul la zi, Sportul Clujan încotro.
Mi-a părut foarte bine să vă am ca invitați aici în platou și să știți că noi vă susținem, vă încurajăm și vă apreciem și vă admirăm. Și ori de câte ori aveți ceva de spus, aveți ceva de semnalat, aveți ceva de prezentat, poate o viitoare medalie olimpică, nu-i așa? Vă așteptăm cu mare drag, la fel și pe dumneavoastră, domnule antrenor, și cu alți campioni naționali, internaționali. Medalie să fie, nu trebuie să fim noi toți trei aici. În această formulă faceți treabă bună și vă mai așteptăm și felicitări pentru toată munca și rezultatele depuse, atât dumneavoastră, cât și familiei și tuturor susținătorilor. Și noi mulțumim mult familiei, sponsorilor, antrenorilor și tuturor celor care ne-au fost aproape și ne sunt în continuare. Mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenție, iar până data viitoare, toate cele bune. Vă salut cu drag de aici, din platoul TV Cluj-M. La revedere!